În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Dumnezească lui puterea de tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Sa, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu răbdarea, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Din a doua epistola Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetul 3 până la 5. Pentru cei mici părinți și visează din Juc și din Cluj și din toate părțile care ne-am întâlnit, fiți binecuvântat de Tatăl și de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cu toții. Aș vrea să ne aduce vinerile aici un pic, să stăm asupra Cuvântului Lui Dumnezeu. Am citit din Cartea Sfântului Apostol Petru, din scrisoarea Lui către noi, prin care El ne face de cunoscut că Dumnezeu Tatăl ne-a adus foarte multe făcăduințe, nespus de mari și scumpe. Ce-i cu astea? Ce înseamnă astea? Și cui se referă astea? La niște oameni care visează, nu? Exact ca și cum vin ăștia acum cu campania electorală și spune, votați pe ăsta că ăsta ne promite marea și țara și toate și fac pe oameni să viseze. Și unii chiar cred că e vorba de niște visuri pământești. Întâi ce spunea Părintele Cuvântul, amândoi părinții mi-am adus aminte de un lucru pe care l-a spus Lucian Braga. Și ce a spus marele poet? Două categorii de oameni din societate trebuie uciși. Atenție! Primii sunt poeți. Și al doilea sunt preoți. Nu uite, soratele. Două categorii de oameni care trebuie uciși. N-am ce căuta în societate. Și Părintele a început cu cuvântul pe care a spus ferice de voi, pentru că numele vostru este scris în carte, în cartea cerului. Ce este asta? Nu-i un vis? Nu este o promisiune care depășește cadrul pământesc și efemer în care trăim? Ori astfel de oameni care aduc în societate vise și trebuie uciși. Frații mei, preacernicii mei părinți, haideți să facem pe oameni să viseze. Să viseze cerul, să viseze împărăția lui Dumnezeu, să se viseze alături de Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a promis că acolo unde se duce El, vom fi și noi și cu siguranță cei din jur. Dacă veți face ca oamenii să viseze, n-au altă șansă pentru dumneavoastră decât să vă ucidă. Să vin cu luarea minte. Nu toate categoriile de preoți trebuie să fie uciși. Nu toate categoriile de poeți trebuie să fie uciși. Numai aceia care fac pe oameni să viseze. Când citim poeziile fratelui Traian Dors, marele poet creștin, în biserica noastră, în Biblia noastră a Domnului, îi se cutremură mintea, un medic, pe vremea comuniștilor, când i-am dus cartea de cântări, cântări nemuritoare, a început să citească una, după aceea cealaltă și după aceea încă una, și a spus, mi-a dat telefon, sârziu, noaptea, nu mă mai pot opri. Cartea asta mă face să visez, mă face să zbor, poeziile astea nu sunt pământene. Ele sunt din ceruri și îmi face să trăiesc cu altă stare, sunt așa de bucuros și așa de fericit și le citesc până când.
Un poet din ăsta trebuie ucis. Și a avut grijă societatea să-l ucidă. Un preot din ăsta care aduce în oameni visul spre cer. Bine a spus Plaga, trebuie ucis. N-are ce căuta în mediocritate. Așa cum a spus părintele mai tânăr, căci oamenii mănâncă, beau, trăiesc numai ca animalele. Și Nicolae Iorga a spus, nu-i important că trăiești. Dar ce e important? Profesorul a spus, adepții și studenții lui, e important cum trăiești. Și pentru cine trăiești? Nu că trăiești, nu asta, nu e deloc important. Important dacă trăiești pentru Dumnezeu. De aceea, dați-vă și voi toate semințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Ce înseamnă aici? Înseamnă că frații noștri din Juc știu ce înseamnă credința. Și imediat când ai credință, faci ceva cu ea. Nu te duci acasă și o pui în sertar și spui mai gândim la anul că vin ostașii. Nu, frate meu, nu sora mea. Credința este ceva care se unește cu ceva. Imediat când crezi și când în inima ta pătrunde cuvântul și crezi acest cuvânt, este o credință care lucrează și credința asta trebuie pusă la lucru. Și când citim cuvântul lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu a pus la încercare, a fost pus la încercare și a unit cu credința fapta. Și femeia aceea a spus învățătorului și marele om, adică fiul lui Dumnezeu, la fântâna lui Iacov, du-te și cheamă pe bărbatul tău. Dar eu n-am bărbat. Femeia care ne-a spus, eu n-am bărbat. Aici ai spus drept. Cine ce ai avut? Și acela pe care l-ai, nu ți-s bărbat. Nu ți-i bărbatul tău. L-ai luat de la alta, nu e a tău. Ori de mine. Ori de mine știe. Ăsta e evreu. Ăsta a venit acum în Samaria și n-are de unde să știe. Ba da. Eu știu totul. Tu te cheamă-l. Dar nu e a meu. Dar cine ești tu? Dar nu cumva tu ești profetul, ești prorocul mai mare decât strămoșul nostru Avram și Iacov, care a făcut fântâna asta? Stai de vorbă cu unul mai mare ca ei. Și spune lucrurile foarte frumoase, dacă citiți Evanghelia după Ioan, capitolul 4, veți vedea dezvăluirile. Și la un moment dat, ucenicii văd că Domnul stătea de vorbă cu femeia și femeia era sărbăreată și era la fugă. Unde te duci? A început să se creadă. Sora mea, fratele meu, părintele meu, în momentul când crezi, începi să arzi, începi să lucrezi, începi să faci ceva. Și a legat în cetate. Cum ați merg dumneavoastră de pe vârful acesta, de sfârșitul ăsta, în Juc, în sat, jos. Ce faci? Tai lene, lasă jos curea, vină cu mine. Dar ce s-a întâmplat? Vino și vezi un om care mi-a spus tot. Ce-a făcut? Ce-a spus tot? Tot știe despre mine. Nu l-am văzut niciodată. Și mi-a spus tot. Oare cumva este Hristosul? Minunea s-a săvârșit. În momentul când ucenicii se uitau spre cetate, sute sau poate mii de oameni ieșeau cu ea. Și Domnul le spune, uitați-vă la holbele Samarii, că sunt gata, sunt coapte. Să cerușul este gata și copt. Frații noștri din noastră Domnului, părinții noștri din biserica noastră, haideți să fim pregătiți pentru a fi uciși. Căci oamenii, când vom vedea că noi dăm foc la lume, spunea părintele mai tânăr despre lumea asta modernă care este secularizată. Știți ce înseamnă asta? Seculum este un cuvânt grecesc, cu cuvânt latin care se traduce lume. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că am vizitat Germania și Europa toată și am văzut bisericile închise cu lacăte mari și învelite de pânze de paianjen, deschise de zeci de ani. Ce s-a întâmplat? A intrat în lume, adică secolul. A intrat în biserică și a scos biserica afară în lume. Și a terminat și a închis biserica. Și noi avem misiunea să-i aducem înapoi. Cei de la voastre rături, în biserica noastră, bună și străbună. Dar cu condiția să-i putem renaște din nou pentru pe oameni la o viață nouă în Hristos. Și femeia asta s-a dus în cetate și a adus toată cetatea. Ce-a unit? Ce-a făcut aici? I-a unit cu credința ei fapta.
Și apoi cu fapta cunoștința, am citit din Cuvântul lui Dumnezeu, el stătea la masă și acum aș pleca mâinile și s-a adus bucatele cele mai bune și s-a dat ospăț și a venit soția lui și a spus ce vrei să faci. Știu. Dar sunt așa de fericit. Zacheie, dar ești mai mare decât oamenilor. Eu mi-am făcut bucătăria, am pus la rând, au venit slugile și am servit cu masa la să se plece. Nu! Dar ce ai de gând să faci? Să unesc cu credința fapta și cu fapta cunoștința. Eu îl cunosc pe Hristos. Și ce-a făcut? Mi-a luat povara din suflet. Mi-a luat greutatea enormă. Ce ai de gând să faci? S-a ridicat senin. Doamne, în fața lui ucenicii, la masă Domnul Iisus, în casa lui Zacheu, a fost ospăț și bucurie. Doamne, știi ce? Dacă nu-i păstrui pe cineva, îi dau un pătrit. Și nu-i destul atât. Jumătate din măveriu dau săracilor. Gunoaiele lumii le arunc, pentru că nu mă umple inima și nu mă bucură. Și apoi pun frână. Am avut credință, am avut faptă și acum în frânare și pui frână și gata cu astea. Și ce să faci? Ca o întrebare adâncă în sufletul lui, am să-l urmez pe el. Și nu mai spune cuvântul despre ce atitudine a avut Zacheu. Dar știe bine că Domnul Iisus a spus, bucurați-vă cu toții. Pentru că s-a întors, că și El este unul din fiii lui Avraam. Vedeți, frate și surori, eu cunosc pe Părintele Gătești de dinainte de Revoluție. Știți de când, Părinte? 30 de ani. Când dumneavoastră, cu riscul care erau atunci, ne lăsați să venim să cântăm, să spunem un cuvânt. Aș vrea să vă întreb, oare colegii dumneavoastră preoți, mă iertați că spun asta public, nu v-au judecat și n-au spus, dar cu ăștia să faci tu de lucru? Cu ăștia, cu nimicurile astea de oameni? Unde sunt aceia? Unde sunt acei cu multe stele pe umăr care v-au amenințat și știu că v-au amenințat? Ca să nu vă faceți de lucru cu ăștia. Ei, ăștia sunt aceia despre care Domnul Iisus a spus. Din partea dreaptă a crucii un grup care era împins încolo și încoace. Era Ioan, Maria, Maria nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. E grupul acela este astăzi aici, a fost și atunci la biserică, la Părintele, cu 30 de ani în urmă, împins încolo și încoace de toată lumea și neînțeles, și neînțeles de nimeni. Este taina și minunea lui Dumnezeu. Și ce a spus Lucian Blaga? Eu nu strivesc corola de minune a lumii. Noi suntem o minune, frații noștri. Și minunea asta este ceva ce ne încântă și ne bucură atât de mult. Și eu de multe ori spun în taină și plâng și spun, Doamne, cine sunt eu? Și cine este casa tatălui meu? Din s-a dat la sorți o astfel de moștenire. Dacă nu era el care să fie să moară pentru păcatele mele, le spuneam surorilor duminica trecută în Cluj că în planul de familie al mamei și al tatălui meu eu nu figuram. După 4 copii crescuți mari și după 7 ani, după toți erau aproape de căsătorie, eu trebuie să mă nasc. E minunea lui Dumnezeu toate surorile mele și frații mei. E un har că suntem astăzi aici. Poate că din ce în ce mai puțin vom fi. Am auzit pe fratele Alexandru, un om care nu l-ați băgat nimeni în seamă de joc. O, lăsați-l. El, așa e ca el. Așa e ca el. Așa e el. Și poate de multe ori nu l-ați înțeles și nici noi nu l-am înțeles, dar un om cu inimă mare. Un om care s-a lipit sfinților bisericilor noastre. Vedeți dumneavoastră, a fost judecatul ăsta, Domnule, de mari oameni ai lumii, ai bisericii noastre și ai diferitelor culte. Unii dintre diferite culte, știți ce au zis? Trăia în dozea noastră. A vrut să-și împroprietărească. A luat literatura lui înainte de Revoluție și știți ce au spus? Au făcut. Eu știu,
Fratele Sandra aici și poate să confirme. Fiecare cuvânt și fiecare strofă de poezie, dacă au putut să o modifice, au încercat să modifice. Și zice, până unde au mers? Unde fratele Dorz a scris, Maica Domnului. El a spus, mâna Domnului. Cu tentă de a schimba. Ați înțeles, frații mei preoți? Biserica noastră, în anii ăștia, în anii ăștia de comunism, a dat cele mai mari jertfe și cele mai mari suferințe. Îmi pare rău că fratele Sandru e aici și nu ne-a spus niciun cuvânt. El poate să ne spune cât a suferit și cu câte jertfe. Și acum vreau să vă întreb, Părinte Gătești, știți pe cineva din noastră, Domnule, care a dat Mircu Fugiții? Care s-a dus și care a amenințat biserica noastră de alte învățături? La noi. Nu. Îi vedeți dumneavoastră? Aici este problema. Că au trecut 25 de ani de la Revoluție și încă nu s-a înțeles clar ce rol și ce este oastea Domnului. Deci merge, poate, sunteți oameni din sat de aici și spuneți că a fost adunare la oastea Domnului, dar vă vorbeam de ce aia. Este aflarea, trăirea și vestirea lui Iisus Hristos cel răstignit. Unde? În cadrul acesta în care ne-am născut. În biserica asta în care ne-am născut. Și când este vorba despre am ajuns credință, fapte, înfrânare, răbdare. Știți ce e? E greu. N-am alt exemplu mai frumos de răbdare din Cuvântul lui Dumnezeu de când Luca, capitolul 1, Domnul Dumnezeu a trimis pe Îngerul Gabriel. Du-te la o fecioară și spune că va rămâne sucinat. Doamne, dar nu e nimeni aici în cer? Nu este o altă posibilitate prin care să trimiți pe Fiul tău? Du-te, spune că va naște un fiu. Și avem răspuns dacă ea e de acord cu asta. Pentru că trebuie consimțământul ei și libertatea ei. Nu pot să o calc în picioare. Eu sunt Domnul dreptății. Și nu pot să o calc în picioare. Vezi ce spune. Ia un câine. Și atenție. Nu te duci oricum. Cum de obicei te arăta lui Moise și lui Ilie și ei cădeau cu fața la pământ. Și apoi tu îi ridicai și le vorbeai. Nu așa. Acum tu te pleacă. Doamne, dar cum? Uite așa. Să te pleci până la drum și să spui plecăciune ție. Cine care ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Eu sunt trimisul lui Dumnezeu și îți aduc o veste. De răspunsul tău ține tot cerul și pământul. Și Maria a dat răspuns. Facă-mi să mie după cuvântul tău. Și toate cuvintele astea i-a păstrat cu răbdare. Aici e răbdarea Sfinților. Doamne, ce să fie acum? Putea să zică altfel. Știi ce? Dacă poți veni mâine seară. Acum, eu nu pot să dau un răspuns, că am doi părinți bătrâni, m-am născut la bătrânețe, m-au dus la biserică de tânără și ei mă așteaptă, eu sunt mâncărea bătrâneților, eu sunt întreb pe ei. Dar mai am încă ceva. Mai am și un soț, un robotnic. Acum, cum să-i spun eu lui astea? Vorbesc cu el și mâine seară vin apoi. Nu. A dat răspunsul pe loc. Acum. Acum tu un răspuns Tatălui din ceruri și spune iată roba Domnului. Facă-mi să mie după cuvântul lui și după cuvântul tău. Că știu că cuvântul tău i-a dus de la el. Și apoi în răbdare celelalte le încredințez în mâinile lui Dumnezeu. N-am mai avut ea problemă. Ce o să zică Iosif? Ce o să zică mama și tata? Dar a stat în răbdare și a ascultat și a supravegheat cum Domnul Dumnezeu a purtat de grijă asupra împlinirii cuvântului pe care el l-a avut de chemis pentru ea. Iubiți frate și surori, suntem la un popas și la o adunare de bucurie și de sfârșit de an. Domnul Dumnezeul nostru vrea să ne cerceteze și în seara aceasta și-ar vrea să ne întrebe și pe noi. Am citit 8 scări. Nu avem timp să mergem pe toate 8 și să vedem pe care suntem.
Am vorbit despre credință și frații noștri au vorbit tot la fel despre credință. Apoi credința este legată de fapte. Fapta cunoștința și cunoștința înfrânarea și cu înfrânarea răbdarea. Și am ajuns la 5 și mai sunt 3. Altă dată o să vorbim despre cele 3. Este întrebare pentru fiecare dintre noi. Pe care treaptă te afli? O să spui, Doamne, eu doar cred. Atenție! Știu ce crezi. Știu. Am întrebat duminica trecută la Biserica Gruș, unde mă duc eu la Părintele Copaciu, pe un coleg de bancă cu care stau de ani de zile. Noi spunem cred eu și spunem aștept învierea morților și viața veacului. Ce zici din tare? Domnule, vezi de ar, Domnul Victoraș. Dar te știu un om serios. Un om cu minte și un om credincios. Dar cum crezi din tare că va învia în ziua de... Nu există așa. Asta e credință. Vedeți, sorori și frați. Noi avem o credință superficială. O credință mai josă decât a demonilor. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne descrie că și dracii cred. Se cutremură. Și cred tot Cuvântul lui Dumnezeu. Singura problemă este că nu-i fac voia lui Dumnezeu. Noi de multe ori avem o credință sub nivelul drăcesc. Pentru că nici nu credem Cuvântul lui Dumnezeu în toată splendoarea Lui și în toată puterea Lui. Aș vrea să încheiem adunarea de ziua de astăzi cu ideea că să avem de gând ca toți să fim poieți, să cântăm spre slava lui Dumnezeu și toți preoții noștri, popii noștri să fie în stare de a fi uciși. Atenție! Nu orice preot, spunea Lucian Blaga, vor fi uciși. Numai aceia care fac lumea să viseze. Care fac lumea să gândească altfel. Nu aceia care îngroapă Cuvântul lui Dumnezeu în loc să-L dezgroape. Și noi, oastea Domnului, suntem în sprijinul acelora care vor să scoată Cuvântul lui Dumnezeu în lumina Lui și El să fie trăit, pentru că, așa cum a spus Părintele, ferice de voi, pentru că numele vostru este scris în Cartea Vieții. Vrea cineva în seara aceasta, din seara aceasta înainte, să spună în adâncul inimii Lui, Doamne, poate că până acum eu Te-am cunoscut în felul lui. Am avut și eu o credință ca și ceilalți. Dar acum, Doamne, Te rog să mă cercetez și să-mi pătrunzi până în adâncul sufletului și să vezi ce fel de credință am. Și să am o credință vie de aceea care mă va face să fac ceva. Să-mi pot aduce trupul meu și viața mea și sufletul meu înaintea Ta și să spun, Doamne, aici sunt. Este cel mai mare lucru pe care îl putem noi aduce ca oameni simpli în lumea aceasta. Să venim cu starea noastră așa cum suntem, căci El știe totul despre noi. Și atunci când am venit și când ne-am putut ridica și ne-am desprins de lumea aceasta, e normal că lumea va lua atitudine. Lumea din jur, părinții, copiii, soții, toți cei care ne sunt apropiați, vor spune, ăsta e nebun. Ăsta trebuie ucis. Ăsta trebuie scos afară. Trebuie marginalizat și obturat în așa fel încât nu e normal. Pentru că Hristos Domnul a lucrat la inima noastră, la inima părinților noștri și avem nevoie de oameni din aceștia care să aprindă biserica și să nu mai fie secularizate, cum spunea Părintele. Ce să fie o biserică? Vine! Pentru că Domnul Dumnezeu nostru va veni pe nori de slavă și va spune, veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți ceea ce ne-a fost făgăduit. Făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe pe care ne-a spus Sfântul Apostol Petru în cartea sa. Toate sunt pregătite. Singurul gest pe care trebuie să-l faci frăția ta și împreună cu mine și cu toți să spunem, Doamne, Te rugăm ajută-ne să credem puternic pe Tine și să putem să slujim Ție cu toată ființa noastră și cu toată viața noastră. Este prin suflet astăzi.